Echipa Universității Ștefan cel Mare Suceava a câștigat cu maximum de puncte grupa B din cadrul campionatului european universitar de handbal masculin. După victoriile cu echipa din Londra, scor 49-21 și Nisa, scor 35-30, sucevenii au câștigat și meciul de marți cu Universitatea din Würzburg. Echipa antrenată de Răzvan Gavriloaia și Iulian Andrei s-a impus cu 32-26 la pauză, 16-14. Cel mai bun marcator al sucevenilor a fost Botond Balaș cu 8 goluri, urmat de Stanciuc cu 6 goluri și Roșu și Focșăneanu cu câte 5 goluri. Ajuns marți la Podgorița, Alexandru Bologa a reușit să înscrie un gol. Lider al grupei B, echipa suceveană va întâlni în sferturile competiției din Muntenegru, ocupanta locului secund în grupa A, Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie. Meciul va fi transmis în direct pe canalul de YouTube EUSA Handball. Echipa Universității din Suceava mizează la campionatul european universitar pe următorii jucători: Dragoș Podovei, Ionuț Șoldan, Alexandru Bologa, Botond Balaș, Claudiu Lăzurcă, Alex Dascălu, Alexandru Focșăneanu, Cosmin Lupu, Alexandru Răuț, Iulian Roșu, Leonard Ștefan, Adrian Urdă, Albert Vizitiu, Alexandru Bologa și Daniel Stanciuc.